Zilnic la birourile AJOFM Dolj vin zeci de absolvenți de liceu să-și depună dosarele pentru șomaj. Unii spun că au decis să stea un an acasă și abia la vară să dea la facultate. Alții consideră că banii pe care îi vor primi timp de 6 luni sunt bineveniți, iar cursurile de formare profesională îi vor ajuta să-și găsească mai ușor un loc de muncă. Este un fel de ajutor de a ajuta înainte de angajare, te susține. În perioada asta îți cauți un loc de muncă? După cursuri, da. Ce cursuri vei face? Barman. Am venit cu toate actele și vreau să-mi aleg un curs. De formare profesională? Da. Ce curs? Contabil, că am terminat liceul în domeniul acesta. Am ales să stau un an liber pentru a mă gândi intens pentru ce o să fac pe viitor. Să înțeleg că anul ăsta nu ai dat la o facultate. Nu. Din cursul nu te-a atras nimic? Ba da. Barman. Am vrea întâi să iau șomaj și după aceea să îmi caut ceva de lucru. În ce domenie vrea să lucrezi? Nu știu, încă nu. Un liceu de profil sau teoretic? Teoretic. Și cursul de formare în ce domenie vrea să faci? M-am ales fotograf, deocamdată. De oferta de cursuri de formare profesională, ce te-a atras din... Păi, cam nimic, deoarece am alte planuri. Drept sau medicină, depinde. Și un an de zile nu te-ai gândit să ții un loc de muncă? Nu. Vreau să mă pregătesc pentru altceva. Reprezentanții AJOFM Dolj spun că față de anul trecut, numărul absolvenților de liceu care s-au înregistrat este mai mic. Aproximativ 400 de absolvenți de liceu s-au înregistrat în evidențele instituției noastre în vederea identificării unui loc de muncă. Urmează ca în perioada următoare aceștia să depună dosarul cu documentele pentru solicitarea indemnizației de șomaj. Pot beneficia de servicii gratuite de ocupare și mă refer aici la servicii de informare și consiliere profesională, de mediere pentru identificarea unui loc de muncă, programe gratuite de formare profesională sau de facilități financiare în situația în care reușesc să se încadreze în muncă. Tinerii șomeri vor primi lunar, timp de jumătate de an, câte 250 de lei.